Una dintre cele mai dinamice și palpitante scrieri ale Noului Testament, Cartea Faptele Apostolilor, se derulează în continuare sub ochii minții noastre, redându-ne aventura apariției bisericii și a dezvoltării creștinismului, care va ajunge dintr-o mică grupare orientală o forță mondială. Asta pentru că Evanghelia are putere și pentru că Duhul Sfânt lucrează cu fiecare persoană care se întoarce la Dumnezeu, transformând-o și folosind-o apoi cu rodnicie. Când cineva se întoarce cu adevărat la Dumnezeu, Duhul Sfânt îl ajută să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu și să abandoneze orice alte încredințări sau preocupări. Uneori, pentru asta se folosește de câte un credincios, cum a fost cazul cu famenul etiopian din capitolul 8, la care Dumnezeu l-a trimis pe diaconul Filip, care l-a lămurit și l-a ajutat să se întoarcă la Dumnezeu și apoi să fie botezat. Nu același lucru se poate spune despre Saul din Tars, cel ce va deveni apostolul Pavel, care tot în zilele acelea îl întâlnește pe Iisus în praful drumului. Persecuția anticreștină se intensifica, depășise zidurile Ierusalimului, astfel că biserica încet încet devine subterană, întâlnindu-se nascuns, pentru că persecutorii de genul lui Saul erau mereu pe urmele lor. Aceștia îl urau pe Iisus Hristos și voiau să-i extermine fiecare ucenic. La fel ca dregătorul etiopian, și Saul se afla la un moment dat pe drum, dar el mergea spre Damasc, unde urma să vâneze și să prindă alți creștini. Ei bine, deodată pe la amiază, o lumină puternică a strălucit și ceva ca un fulger l-a lovit pe Saul. El a căzut cu fața la pământ și a fost singurul din cei prezenți care a auzit o voce întrebându-l: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar Saul a răspuns: cine ești tu, Doamne? Și Domnul i-a răspuns: sunt Iisus pe care îl prigonești. Citiți în capitolul 9, versetele 4 și 5. Acolo, în țărâna drumului care ducea la Damasc, Saul a răspuns pe dată chemării divine. Astfel că cel care până adineauri făcea tot ce putea împotriva lui Iisus și a urmașilor săi, ajunge acum să-l numească Domn. Saul a fost schimbat instantaneu și complet. Dar când s-a ridicat în picioare, era orb. Duhul lui Dumnezeu îi deschisese ochii spirituali, dar pentru asta trebuise să închidă, pentru o vreme, ochii fizici, ca să-l poată zări și auzi bine pe Domnul Iisus. Dar după câteva zile, când Dumnezeu i-a redat vederea, el era tot Saul din Tars, dar totuși altul. Acum i se spunea frate Saule. Nu mai era dușmanul, inamicul, ci fratele. A fost umplut cu Duhul Sfânt și botezat în apă, semn și pecete marcând convertirea sa reală. Și în cele din urmă a stat la masă cu ucenicii lui Iisus din Damasc, bucurându-se de părtășia și generozitatea lor. Așa a început, în Saul și în întreaga biserică, o aventură a credinței care va răsturna literalmente lumea cu susul în jos, pe măsură ce biserica și creștinismul continuau să crească, iar Evanghelia ajungea să fie vestită tot mai departe. Cei care vreți să știți dacă există și care este diferența dintre evrei și neamuri, vă invităm să ne ascultați și data viitoare.